lege numărul 215 din 2001, ați fost convocați pentru astăzi ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 513 din 3-11-2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează domnul Oprea Costel. Sunt prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își face începe lucrările. Domnul primar, prezentați ordinea de zi. Acum ați fost informați, avem pe ordinea de zi 7 proiecte și diverse, dacă zic bine, și 8 este rapoartele de activitate a consilierilor care le-au depus. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Observații la procesul verbal la ședința ordinară? Eu am avut una, dar sunt câteva. La pagina 3, îi trec un poheam că pe întrebarea cât e de curent vieță. Am fost întrebat oare. Mă aduc aminte, nu? Acasă. Da. Și ați spus că, pentru că mă aduc aminte, ați spus că este secret. Ca să spus. Dar am spus că nu ați spus că nu ce doriți. A doua chestiune. La pagina 9, 1, 2, 3, 4, 5, la 6 de la rând. Acolo cu ce film. Ea are de aviz, dar n-are cu ce film. Are de material. Da. Doamna secretară, ați întrebat dacă sunt obiecții la procesul verbal. Ați spus odată la pagina 3, v-am indicat eu, la pagina 9. Dacă nu sunteți la rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, Orheanu spune la rândul 6, ce este spune acolo. În legătură cu educația. Da. Atât. Da. Avem plăcut dialog, domnul Dumnezeu, domnul Dumnezeu. Da, scuze. Monolog, nu dialog. Se păi da, monolog. Dialog. Monolog. Da. Monolog. Două aliniate, salute. Da, mai ai răcutat. Iar se numește Solidoc. Solidoc este. Când vorbești singur. Nu, dar nu trebuie să mă libertate. Există libertate. Nu, dar în teatru să nu este solidor. Din eroare. Sunt rolul de... Sobă. Voce. Da. Alte observații? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Dar nu ați fost la aprobați. Ce zici, mă, la exemplu, așa? Sunt fără așa. Abține? Domnul Matei Laurențu, domnul Acolo. Și altcineva mic. Deci 12 voturi pentru, 2 abțineri. Continuăm ședința. Domnul președinte, vă rog să... Da. Am o rugăminte de la dumneavoastră, stimați colegi. Ședința anterioară a fost un fel de... La fel, împreună cu domnul Durlan. Hai să dăm un pic de seriozitate. La Dumnezeu, tu vreau la noi. Păi nu, tu te rogi acolo, la noi, nu mă rog. Da, vreți disciplină, facem. Nu vreți, vreți balamul, balamul facem. Să-ți fac o poză că e serios. Nu, dar vorbesc serios. Ați văzut și pe Facebook când ne-au criticat. Cine? X, Y, Z, are cine. Asta e. Da. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Căiuți. Domnul primar, dacă vreți să ne dați ceva... Trebuie la răspunsă. Să scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Votul pentru 13, împotrivă 0, abținere 1, domnul Chiar. Da, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind expunerea acordului de reabilitare în sarcina SCSO Construct, grup SRL.
la drumul vecinal Ratiș, aparținând domeniului public al Comunei Căiuce, va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale. Proiectul ăsta s-a repetat și ședința anterioară, știm despre ce e vorba, supunem la vot. Nu. Cine sunt ei la cuvânt? Scuzați. Nu, normal ar fi fost domnul președinte. Întrebați pe domnul primar care a fost necesitatea de a fost repus, s-a modificat ceva, nu? Pentru fiecare comisie în parte, da. Cum vreau exprimat votul? Comisia juridică și disciplină. Vreți nominal pe... Nu, pe comisie, nu? Pe comisie. Da, comisia juridică e nefavorabilă. Și asta l-am desfavorabil. Deci, se spune dezbatere. Da, pierdut. Da, din... Și mergem mai departe. Am înțeles, da. Domnul primar, dacă vreți să ne relatați ceva aici. Ce să vă relatez? Ce a fost în ședința anterioară e același lucru și în ședința asta, dacă se poate face dintre noastră ceva amendamente vis-a-vis de acel drum. Se poate face în sensul că nu neapărat pe drumul nostru poate să se facă exploatarea. Mai sunt și drumul la alte drumuri de exploatație, nu drum comunal, pe care îl avem intabulat. Pe care drumul este intabulat. Și, într-adevăr, dacă nu ți-i dăm acord, îi dăm acord, dacă nu, nu. Dar, poate face și pe partea alta, nu înțeles că doresc cei de la Sort Construct. Nu am absolut nimic și niciun fel de legătură cu această firmă. Faceți ce vreți, dacă vreți să dați acord, dați dacă nu, nu. Deci libera, ca la orice proiect. Nicio problemă. Da. Suntem la cuvânt cineva? Nu, întrebarea era de ce la mai sunt la probatorul ăla. Asta e ca diferența. A mai fost o ordine de zi să sunt și de s-a modificat ceva. Sau au nevoie de chestia asta, au nevoie de... Au ei nevoie, dar deci trebuia să... un proiect se repune dacă este modificat la el ceva sau dacă e necesită o stare de urgență. Asta e indicat legal să repună. Nu, dar n-a fost aprobat. N-a fost aprobat. N-a fost aprobat. N-a fost aprobat, domnul Matei. Dacă era aprobat, nu se mai spune. Eu am avut o discuție de principiu și cu cei de la Românic. De fapt, problema e mai mult în ograda lor. Avizul ca să fac decurmatarea sau exploatația aia care fac perimetrul care îl dă pe cursul râului Pralea, e dat pe ei. Acum au ajuns la noi. În condiții normale, firma asta nu trebuie să cheltuiască niște bani până nu ne-a primat la noi. Să-i dăm un aviz de principiu ca să folosească acest timp. Ei au cheltuit bani, au făcut acordul perimetru, au făcut etabularea, toate demersurile care se fac și acum au venit. Da, noi am luat pe România, am făcut asta, am primit aviz de la Iași, de unde au primit. Au rămas pentru drumul de acces. Deci v-am spus, pentru ei nu e o problemă că nu le dăm noi. Voi faci pe drumul de exploatație, care noi nu avem intabulat. Dar este, majoritatea dintre noastră cunoașteți zona, este partea la alta a drumului Pralea, pe lângă Arma sau pe lângă... De ce? Ei au voie fără avizul nostru pe acolo? Niciodată. E pe drum de exploatație, nu e pe drum comunal acolo. Drumul de exploatație care... Eu consider că... Haideți să vorbim cum trebuie. Haideți să ne schimbăm acolo. Mă schimb acolo. Da. Da? Că dumneavoastră spuneți că e posibil să nu ne dăm avizul. Altceva v-ați mai spune? E foarte bine. Dacă ne uităm în acordul de reabilitare, la pagina 2, vedem la clauzele finale în care contractul. Treci dumnealor acolo, nu știu de cine e făcut contractul, redactat contractul, deci nu cu acordul părților, sau cu acordul părților, așa? Spune la punctul 1, capitolul 3, prezentul acord se utilizează pentru, nu se pun două puncte, dar se pun ghilimele. Se spune, îndepărtarea materialului aluvionar excedentar pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Asta ar însemna că dumneavoastră sunt total lipsiți de agregatul mineral pe care îl extrag de acolo și că au venit pentru o chestiune calitatea să decolmateze albia respectivă. Deci,
Din punctul meu de vedere, eu nu pot să cred acest lucru. Al doilea, faptul că nu vom permite să circule pe drumurile comunale cu tonaje peste importanța drumului respectiv, asta e un lucru bun și un început. Haideți să facem acest lucru pentru absolut toate drumurile comunale care sunt. Să urmărim circulația pe drumurile publice, a mijloacelor de transport, să respecte indicațiile tehnice din cartea tehnică a fiecărui drum din punct de vedere al portanței. Vă mulțumesc! Dacă să mai înscrie cineva? Domnul președinte, îmi permite. Acuzați, nu am fost atent. Da, domnul Dobrac. I-am spus-o și în ședința trecută, nu că eu personal n-aș fi de acord, dar să folosească drumul celălalt adiacent, chiar dacă este drum de exploatație. Eu știu, chiar dacă nu este drum comunal, orice drum de exploatație, raza teritorială administrativă a comunității, este administrarea Consiliului Local și speța domnului primar care o să răspundă de așa ceva, chiar dacă nu este demnit sau este transformat în drum comunal. Deci, indiferent pe ce drum, se duc dânsi și vor trebui să-l facă. Dacă tot vor să facă, să întrețină drumul, să facă drumul roată pe lângă fostul Almas, unde e drumul pe la fântână, să duc și iese direct acolo. Eu nu că sunt, că este restaurantul meu sau nu, sau chiar dacă dau drum, mai e sus casa lui Mihaela, dar pe acolo, dacă trec, fac vraiște. V-am mai zis și o repet, eram primar când am dat acordul să fac stația aia de balastieră și acolo, dar vara, trecând pe acolo și o porțiune mică, n-au ce să întrețină, 200 de metri. Părerea mea, numai bine să face și drumul ăla, dânsi au utilități, au tot, poate să-l balastreze, să-l facă, să-l folosească, nu, și nu deranjează pe nimeni. E practic să abat 500 de metri, ori o ia și merge pe pârâu, ori roată. Eu acolo aș fi de acord să le se dea avizul să care balast. Aici și lui Farca și din coala noi vor crea disconfort. Iar în momentul când e disconfort, sunt la 1-2 și chem mediu și atunci e mai rău pentru ei. Dar nu sunt împotrivă să le se dea, dar le zic alea care să nu le creeze probleme cel mai bine și să le poată și să-l facă. Îl face pe la colateral și așa e. Pământ, rămâne bine făcut. Asta am avut discuție. Da. Supunem la urmă, dacă nu mai se înscrie, cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Și 13 abține. Da. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului financiare depuse de către unitățile de cont din comuna Căiți. Aici, la comisie, la comisia juridică avem un nefavorabil. Favorabil. Aici așa doar ceva de toți consilierii care aș dori, ca și consilierii care să vă abțin sau să împotrivă la acest proiect, să vă un pic motivați. La vis-a-vis de acest proiect, o să mai avem o grămadă de discuții, deja le-am avut înainte și după ședința anterioară. Și eu nu pot să vorbesc în numele nimănui decât în numele meu. Iar fiecare, când pe motivul abținerii sau a fi împotrivă, de acolo este. Dacă e posibil. Poți să facă domnul dacă îmi dă președinte? Da, da, domnul. Da, în principiu, când era vorba de banca și biserică, am fost totdeauna pentru, măcar nu m-am obținut în anii anterior, în anii înainte. Dar anul trecut am avut și discuții după ce s-au aprobat banii, când trebuia să facă recepțiile, practic, aceste recepții nu vreau să vină. Și mi s-a spus că nu prea e treaba noastră, dacă nu e treaba noastră să verificăm ce s-au făcut banii, nu mi se pare să aprobăm atât de ușor. Și a trebuit totul să fim mai atenți când aprobăm, pentru că nu știu dacă s-a ales foarte bine prioritățile. Înțeleg să dăm bani la biserici, pentru biserici sunt bani ăștia, e normal să duc acolo, dar e normal să aleagă foarte bine prioritățile. Nu știu cât de bine s-au ales, ar fi trebuit să intrăm mai în amănânt. Prioritățile nu le alegem noi, le alegem parohia, ei fac dosarele, le-ar fi la dispoziție. L-a studiat pe fiecare parohie în parte. Singura diferență
între când am aprobat bugetul și astăzi, este când am aprobat bugetul, eu am precizat atunci că voi da 250-2500 lei la fiecare parohie, la cele patru. Ei, s-a alungit atât de mult această problemă, că parohia de la Căiuț, părinții la Viculesii, a venit și a renunțat. A spus, domnule, eu nu pot să pregătesc documentația până la sfârșitul anului și să va pierde acești bani, iar nu putem să-i dăm la ceilalți și la lui nu. Și am făcut repartizarea, acel 100.000 de lei, am înțeles 3. Deci, dacă ați văzut în dosare, 330, 330 și 340. Am ales 340 la voi, știi? Eu am pus problema asta și la acea diferență foarte mică, în cauza că acolo se încearcă să sfințească acea biserică. Să fie dus la bun sfârșit. Vreau să întreb și eu ceva. Da. Avem garanția că anul viitor celălalt parohie o să cedeze în favoarea parohiei Căiuț? Noi să compensăm cumva? Noi hotărâm. Nu poți să hotărâm. Hotărâm. Și vreau și eu să... Păi da, dar acum n-am fost consultat dacă suntem de acord să cedeze Căiuțul, a fost un acordul prea hotărât. Am pus proiect... Eu am înțeles, dar și când s-au repartizat banii la ceilalți... Noi am avut discuții cu fiecare parohie în parte de zăbitul. Am înțeles, dar atât pe tot, mai executiv noi. Acum noi hotărâm, dar noi ce am hotărât ce se aprobă astăzi. De numai suntem puși în fața faptului să aprobăm sau să nu aprobăm. Cu cel mai mare drag dădeam și la Căiuț, că mi-s dragi, dacă nu au depus nimic, nu au putut să aducă nimic, ce să-i fac? Căiuțul este mai special, așa, dacă putem să folosim epitetul ăsta. Pentru că parohia Căiuț are nevoie de o casă mortuară, da, pe care trebuie să o construiască pe un teren care nu-i aparține. Deci, aș dori ca... Nu, domnul profesor. Nu putem construi o casă pe teren care nu aparține. Trebuie să ia terenul. Și apoi s-a vrut să construie casă. Deci domnul are în proprietate. Trebuie să-și achiziționeze întâi terenul. Din această cauză, sunt de acord cu părerea noastră că noi hotărâm aici, dar în 2018, dacă parohia Căiuț va veni cu solicitare să fie favorizată pentru cedarea de anul acesta, compensatoriu, ca să poată să primească o sumă desulătoare pentru achiziționarea terenului în cauză. Nu ești de acord? La avem garanție. Nu? Nu avem garanție că dacă hotărâm acum, la anul va fi compensat. Păi nu toți suntem, Doamne ferește, poate, dar tot plenul ăsta e și la anul. Uităm așa de la lună la lună. Mai aveți, domnul Sânge? Nu, mulțumesc. Domnul Matei, vreau să vă vreau să vizavi cu viitor, când se mai acordă bani la biserici, la, ca o anexă la proiecte, ar dori să fie și semnăturile Consiliului Parohial de la fiecare parohie. Adică părerea mea că preoții ar trebui să consulte și consilii, să ceară și părerea, oportunitatea, necesitatea sau să știe și ei că o anumită sumă s-a alocat de la primărie. Oamenii nu știu că suma respectivă e de la primărie. Spune că e donații, că nu știu ce, așa mi se pare corect. Să fie un proces verbal de luarea cunoștință și membrii Consiliului Parohial. Subscriu. Adică mi se pare că se ia decizia de comun acord și nu de comun simplu. E posibil ca cetățenii să vrea altceva decât vrea pe urmă. De exemplu, la Prada era necesar mai un prejmul, ieri era nevoie de un WC-ul. Adică, stai zici, consultă tăi și pe membrii ienoriași și vezi ce e mai urgent, ce e mai necesar. Așa mi se pare pe urmă. Adică, în viitor, să, eu nu mă opun dacă nu va fi acest proces verbal sau știu eu, nu știu, semnătură, dar posibil. Mulțumesc. Domnul Dur la mare. Eu aș veni cu o propunere ca să nu ne mai rogim de impedimentul ăsta. Suntem în luna noiembrie. Deci eu cred că de la începutul anului, să știi, bugetul l-am făcut anul trecut sau când l-am aprobat, să știa că sunt bani la culte. Cultele aveau tot timpul să vină să-și facă devizii, proiecte cu ceea ce vor să facă. Ei până la sfârșitul anului vor trebui să vină să justifice banii. Ceea ce au făcut. Noi le aprobăm banii astăzi, le dăm banii, normal trebuie să facă. Nu dacă au făcut. Și banii să meargă pe niște proiecte foarte bine țintite și definite.
Și înainte puteți verifica când au fost date, nu și acum nu știu, nu am uitat, nu trebuie, nu le-am văzut, dar ca să nu ne mai lovim din problema asta, să fie timp, să nu fim sub presiune, că practic dânșii țipă după bani, noi suntem în luna noiembrie, pe 5, până le se dă, până le se virează, până aia nu știu dacă folosesc, că practic banii care le dau trebuie să-i folosească de aici încolo. Nu, am făcut și să văd dacă mai acopăr ceva sau nu fac, sau m-am întâmplat. Cam așa se vede din ce acolo. Eu nu sunt împotrivit să nu se dea bani, că am dat și eu mai bate Dumnezeu. Dar și mai e o problemă pentru cei, dacă se abțin sau nu se abțin sau votează împotrivă sau nu, eu cred că nu e normal să dea o justificare pentru că, de ce? Ne cântim biserică, să ne cânte, și de bine și de rău, nu-i problemă. Că dacă dăm, te cântă, nu dai tot, te cântă, tot ai. E ca gheata, nu-ți face nici bine nimic, poate suferi toată lumea prin nimic. Asta vă zic, n-are de ce să cânte pe nimeni. Opțiunea fiecărui consilier, domnul primar a fost destul de volubil, a venit să le dea bani, dar poate din consiliu nu sunt de acord, pe diferite opinii. Nu-i divină primarul sau ăilalți din consilier, că nu s-a fost unul sau altul. Dar eu zic că trebuie un pic de transparență mai mare și din partea dânșilor. La început de an știu, după buget, domnule, mă apuc, ce vreau să fac. Vin și în consiliu la o ședință, prezint, îi mai cunoaște și consilierii, îi mai bagi în seamă, îi mai pur. Dacă nu le dai, te țârpă. Dacă le dai, nu te cântă. Stați niște. La motivația, cum a pus domnul Matei, cum a pus și domnul Matei celălalt la vreme, asta vreau, nu vreau cineva să... Domnul primar, și să știți că, uite, chiar mai erau discuții pe școlă și nu pertinente sau împotrivite. Da, sunt cetățeni care chiar nu au habar. Și nici n-au avut habar nici înainte că le s-au mai dat bani pe la biserică. Că dacă părinții preoții fac, spun, nu spun, să mai mulțumește. Dar ideea domnului Matei e foarte bună. E un consiliu parohial cu preotul. Vine să-și expună doleanțele de ce au nevoie la dumneavoastră sau oriunde. Transparent, că nu e corect. Să știe tot satul. Bidar sau unde să dă bani, da, voi ne-au dat. Mulțumesc. Da, domnul Matei. Am vrut să mai completez și am început acest subiect. În ce, în afară de, cum spunea domnul Matei, Consiliul Parohial, chiar noi putem merge să vedem acele priorități. Sunt priorități, nu sunt priorități înainte de a aproba, iar după ce se realizează lucrările și se fac procesele vale de lege, putem merge să vedem dacă s-a făcut ceea ce trebuia să facă. Mi se pare corect să fie așa. Deci, atât timp cât se face așa, voi fi pentru întotdeauna. Cât timp nu se face așa, mă voi aține. Nu voi fi împotrivă, dar mă voi aține. Da. Da, domnul Orcheanu, răspuns. Domnule, subscriu și eu la propunerea domnului Ionel, Atelin, în sensul că trebuie să mă ocupăm și de propunerile consiliilor parohiale. Acum, domnule primar, dumneavoastră spuneați că oportunitatea și prioritățile nu ne stabilim noi. În formularele de solicitare a sprijinilor financiare pentru unitățile de cult, la diferite numere curente, găsesc la 1, la 11, oportunitatea, și dau citire acestui lucru, oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității. Ce înseamnă acest lucru? Că noi, comunitatea, am stabilit niște priorități pentru întreaga comunitate și pentru toate domeniile economice și sociale ale viețuirii noastre în această comună. Comunitatea, mă scuzați, domnul Costin, noi suntem reprezentanți comunității. Păi, comunitatea sunt cei de spatele nostru. Noi suntem reprezentanți la un nou... Președinte, vă întreb, nu. Ați mai dat cuiva? Nu. Nu, și le asigur. Domnul președinte, dacă mai puteți ședințe, spuneți, vă rog frumos, celor care trec peste cuvintele alea, și tot dumneavoastră vine după aia cu propunere că să limităm cuvântul. Păi uite cum dracu să nu se... lungească și o ședință, dacă tot întreabă. Dar am uitat, domnul președinte, limitați la 2 minute de cuvânt. La început de ședință am avut subiect pe tema asta. Dacă ei nu sunt conștienți să ne înțelegem, asta e viața. Suspendăm ședința, mai venim o dată și încă o dată câte vreau. Deci spuneam că în această documentație există acest capitol. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității. Și spuneam că înseamnă că noi să fi stabilit la un început de an sau de anul ăsta pentru anul
niște lucruri care trebuiesc făcute și în funcție de prioritatea fiecăruia stabileam și de oportunitate stabileam și le încadram în programele noastre și în proiectele noastre. Văd aici, și ca să vă dați dumneavoastră seama cu câtă rapiditate se completează o astfel de documentație. La una din biserici, nu mai nominalizez, la oportunitate, spune foarte scurt, foarte oportun. Da. Spuneți numele bisericii. Mergem mai departe. Hertiu. Hertiu, da. La o altă spune necesitatea unei capele mortuare. Mă interesez că nu cunosc. M-am interesat la colegii consilieri din localitatea respectivă și spune că există o capelă mortuare la acea biserică. Merg la următoarea și spune la oportunitate spune, zice, organizarea de activități social-filantropice pentru copii și tineret. Doamne, da, e atât de general organizarea activităților social-filantropice de... Vă rog frumos să mă crezi, nu știu ce putem să înțelegem. Iată de ce, noi cred că, eu consider că avem obligativitatea, într-adevăr, să stabilim oportunitatea unor lucrări. N-am găsit niciodată din partea executivului, că am tot spus. Să găsim un proiect și din acoperirea fântânilor. Că tot spuneam în alte ședințe că majoritatea locuitorilor comunii noastre bea apă din... De surse de apă neprotejate, neacoperite și necontrolate. Oare nu aia ar fi oportun? Eu înțeleg și fiu apropia. E binevenită dacă ai cu ce și... Dacă ai hala, ce? Perdonii mei, din acest punct de vedere, eu consider că documentația respectivă este iară făcută ca foarte multe lucruri la noi, pe repede înainte, și fără o justificare clară, concretă, a oportunității. Vă mulțumesc frumos. Da, se mai scrie cineva? Supunem la vă. Cine este Petru? N-ai voie. Împotriva, abține cineva? Abține Domnicianu. Împotriva? Să fie cu har de la preotul, cu dar de la preotul. Șoferi s-a abținut. Proiectul numărul 4. Proiectul de privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul reabilitat de port pe Hăriul Totuși în comuna Căiți, finanțat din programul PNDL. Da. PNADL. Da. Domnul primar, dacă... Am avut și lucrurile la modificări la toate aceste proiecte și avem și poduri, podeții și dispensar, da? Da. Deci la toate trei apără ceva modificări. Consultanții le-au mai venit pe ultima sută niște completări la ghid, care trebuie să le facem și noi, ca să putem cel târziu, săptămâna viitoare, 14-15, să mergem cu ele la București, la predare. Dacă nu făceam ședință ordinară, trebuia să vă chemăm la o ședință de îndată sau ceva de genul. Dacă aveți alte întrebări. Dacă deci de asta am revenit cu ele. Sperăm să nu mai trebuiască să mai revenim o dată, că mă ia căduri. Să scrie cineva, dacă văd? Nu. Spune la vot. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Ai spus ce pentru. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul amenajare poduri, podețe în satele Pralea, cu Praja, Brida, cu... Hai de la grup. Hai de la grup, nu m-am împărțat. Puneți la vot, domnul. Da, domnul primar, nu, lăsați-mă, faci că vei da ceva, dacă are ceva nou. E același lucru. Da. M-a spus să scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Asta e ce? Da.
Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea de către tehnici economici pentru obiectivul extindere și reabilitare dispensare. Aceeași opțiune. Să scrie cineva la vot? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține împotrivă? Nu, șapte. Proiect de hotărâre rapoarte de activitate a... Aici... Ce? L-am predat la comisie, dacă dorește... Rapoarte de activitate a comisie. A, l-ai făcut? Da. Bravo. Ca toți alții. Ești scris trei de la trei în sus. Spuneți, dorește cineva să te prezinte? Cred că... Dorește cineva să te prezinte raportul? Dar ce se prezintă? Mai sunt care are de prezentat. Domnul Arian, vreți să prezentați raportul? Eu l-am văzut, am citit raportul dumneavoastră. L-am transmis la comisie. Și dacă l-ați văzut, și dacă l-ați citit, și? Și ce? Dacă vreți să-l prezentați la Consiliu, eu l-am văzut, colegii, dacă vor să-l prezentați. Domnul primar, comisar la chemă. Doamna secretară a lansat aceeași întrebare și nu mi-a exprimat. Asta vezi, așa că raportarea primă la diverse. Da, da. Da, punctul 8, diverse. Aici, dacă vreți să vă înscriți la cuvânt. Scurci la obiect. Da, dacă vreau la cuvânt. La punctul diverse, ce să scrie, da? Domnul Matei. Altcineva? Altcineva? Domnul Poi. Să nu, dar... Cineva vor să zicea... Nu, că își pierde ideea după aia. Da. Poate spune cineva ceea ce este. Nu are rost. Da, domnul Mariu. Da, cred că problema care o ridic eu mulți o au în față și pot să... Dacă n-aș fi, o aș putea o duce. Deci este problema cu domnilor, am vorbit telefonic cu domnul viceprimar, dar e normal ca domnul primar, domnul viceprimar să ne prezinte pe lat, să știm ce se spune și domnul oamenilor. Despre ce vorba, de care e prima care trăia cu noi. După aia, a doua problemă, am înțeles că... Haideți ca să vă răspund așa scurt, da, ca să se gândească și restul consilierilor. Primăria Căița din casa de la cetățeni până la sfârșitul acestui an, un miliard s-a lovitat datorii restanțe. Deci oamenii, cetățenii comune, n-au de plătit la gunoi pe acte, pe acte. Normal, n-au de plătit. Un miliard. Acei 3,80 lei de bani de fiecare cetățean, datoriile acumulate în 2016 și 2017 până la această dată de 76 de milioane, noi avem o factură de 150 de milioane pe lună, nu este facturată luna noiembrie și decembrie, dacă vin și aceste două facturi, deci 700 și cu încă 300, e vorba de un miliard de lei. Nu suntem condiționați să plătim toți acești bani ca să dea drumul la serviciu. Dar minimul 400 de milioane aveam săptămâna trecută, am strâns cu greu 100 de milioane cu chinul și așa săptămâna aceasta, deci mai avem jur de 300, plus minus, 1.000.000, 2.000, nu știu cât mai e, nu știu exact, dar în jur de 300 milioane ca să deblocheze serviciu. Până nu dăm acești bani, nu se va debloca serviciu. Și când se vor da banii? Când se încasează, domnule. Și care au plătit din avans? Care au plătit din avans? Care au plătit până ce? Au plătit până să stau, au plătit două ori din avans. Mâine avem ședință la Bacău, știu un speț, așa, general, cam de ce este vorba. Sunt 35 de comune care sunt, au serviciu suspendat. Și inclusiv orașe. Se discută excluderea Dărmănești și Moinești. Cu cele mai mari datorii, 1,8 milioane. Jumătate din toată datoria din 8 milioane de euro, care este de la Dis la Romprest, are aceste două orașe. 1 milioane de lei. Lega. Care 1,8 Dărmăneștiu și Moineștiu 27. Da, bine, nu mă amestec în cifre prea mult, dar eu sunt destul foarte, foarte. Jumătate din datorie e aceste două orașe. Deja sunt în instanță pentru blocarea conturilor și toate celelalte.
Iar mâine ne-am chemat la Bacău să vedem ce sunt, ce care e situația. Vin înapoi la cele 35. Sunt 35 de OAT-uri care au serviciu suspendat. Celelalte până la 65, deci au plătit din buget local. Ultima comună care a făcut acest lucru e Cașinu. Au făcut rectificare, au dus bani, așa, am înțeles curtea de conturi, au avizul de la finanțe, cu condiția să recupereze banii înapoi. Deci, vedeți ca și împrumut din bugetul local la contul salubritate, plătește și după aia când încasează de la oameni, cum nu e noi să încasează la fiecare, îi vând înapoi. Nu putem face ceva și nu? Eu nu sunt de acord cu asta. Putem face, dar nici eu nu sunt de acord. Nu pot să fie de acord. Nici eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Deci plătește singur, mare numai. Deci 30 de cum fac chestia asta, restul nu. Mâine, nu știu ce să ne prelucrezi, ce să mai discutăm la acum, la urmă la ședință. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie primul loc, curățenia înainte de toate. Mitrăzimea cu apărarii de plâni cu gunoaie nu mai este ce era cu 10-20 de ani. Sunt foarte mulți pepuri, foarte multe pepuri care se aruncă, nu mai trebuie să arunce. Deci nu mai este ce era odată. Mi se pare grav ce se întâmplă. Închei subiectul ăsta, l-am văzut la domnul primar. Am înțeles că la ședința trecută eu am lipsit domnul Matei, adică problema monumentului, dacă mai aveți ceva informații și legat de... De transformatorul la vrare, dacă mai aveți ceva spus mai important. Da, transformatorul la vrare suntem în stat de aviz, domnul Matei ne ajută să nu ascundem asta. Deja umblă alături de noi, în colaborare cu doamna de la urbanist, cu mine, să obținem cât de repede avizile. Încă nu s-a deschis sesiunea, se deschide pe 15 noiembrie pentru depunere și sperăm să nu mai avem nicio problemă. Iar ce m-ați întrebat cu monumentul, săptămâna aceasta am avut, printre altele, discuții cu executantul, până acum nu m-am întâlnit cu el, nu am discutat, mi-a spus că este aproape pe final, o să vină să-l monteze și... două zile. O să vină, o săptămână trebuie montat până de frigul, îl învelim cu ceva acolo și stabilim o zi, îl studiem ca să nu mai fie tot felul discuții și după aia simțim să-i facem și el e făcut și continuăm cu el. Nu ne-am mai ocupat de el, ne-am ținut, vreau să vă readuc aminte aceste proiecte care sunt depuse pe PNRL, ne-am umplut și timpul de lucru și în afară timpului și tot. Acum sau cam pe final. Mai era un proiect mare cu asfaltarea ulițiilor, cu comună. În ce stadiu este? Dacă vă referiți la proiectul cu modernizarea drumului de interes local. Așa, pentru care era și drumul de la Biserica Ortodoxă. Exact. Biserica Ortodoxă. Da, era și drumul de la Biserica Catolică. Nu, nu era și Ortodoxă? Nu, nu, nu. Drumul ăla nu. Biserica Catolică din la magazin, de acolo, din centru până sub... Sincer personal, poate eu ți gândesc la fel, Vinurea și la fel, sau Consiliul Parochial, dar de punctul meu de vedere, mai important este drumul ăla spre biserică, cât o cameră mortoară. Nu, poate că e așa consideră și noi jurul pe asta. Vorbim de biserica... Și una și alta. Și una și alta. Știu că aia catolică e prinsă, da, am înțeles. Dar și la aia, știam și de aia ortodoxă, e prinsă și la aia. De ce? La asta catolică mai ajungi totul, dar la aia ortodoxă e greu să ajungi mașina. Până în fața bisericii. Vorbiți de aia de la prăvă. Da, dar nu se poate face acolo. Trebuie să proprietăți. Trebuie să proprietăți. Da, să vă dau, să vă spun de drumul de ăsta la alt proiectul ăsta. Spuneam că am primit un telefon de la AFIR de la București, am căzut pe eșat pe unul de control. Am venit, o să... Nu mi s-a spus că o să avem control. M-au sunat de luni. Joi suntem la dumneavoastră. Astăzi am avut control de la AFIR de la București. Au venit trei persoane, au verificat dosarele. Deci, veste bună, nu avem absolut niciun fel de problemă, totul e ok. Dosarul merge în continuare. Deci a fost un așa antion de 5-6 comune de județ la control, prin care am fost și noi. Aveam emoții la un moment dat, că na, ca fiecare control, dar chiar felicitări de la domnul Matei, urat.
Mai doar să ne spun ceva. Nu, ca te uite execuții când vă citești și controlul, când există procedură? Controlul a venit să vadă numai ce am făcut până în momentul ăsta. Procedură, achiziție de proiect tehnic, tot ce s-a făcut. Și la anul să treci la executare? La, suntem acum în faza de licitație, să așteaptă perioada de punere oferte pentru licitația de execuție. Din discuția cu proiectantul și consultantul, undeva cel târziu, așa am zis, în 6 luni de aici încolo. Cel mai târziu. Nu poate să fie mai târziu atât. Cu toate contestațiile și toate ce se mai pot întâmpla. Deci s-a calculat și din asta. Atunci se clarifică și se poate, adică clarifică, se poate începe lucrările, ca să vadă efectiv ceva în teren. De fapt, să muncește și continuă de atunci, dar să vadă efectiv. În urma unei discuții cu un cetățean, nu am făcut investigații, spune, este adevărat, nu este adevărat, am înțeles că sunt și spage, cineva prin copenii. Nu știu, este așa, nu este, nu v-ați poate și de din la mine. Am discutat toate despre camerele astea care le avem în comun, câte sunt, unde sunt montate, nu mai putem achiziționa, măcar pe anul viitor să ne punem în locul sigur, vorbeam noi că măcar fiecare sa să aibă 2-3 la intrare, la ieșire. Noi, pe mult timp, o să fim să aprobăm bugetul pe anul viitor, dacă ți-am prindit bugetul. Cei în care sunt, în care se filmează? Funcționează, dar eu cred că ați vorbit cu Neagă, nu? Da. Nu, ies că fost la mine, eu știu despre ce vorba, mi-a dispărut-o. Dar din curte, de la el, nu pot să... Și știți noastră, în curte la tine vin decât tot ăla care știe și care... Nu vine nimeni străin să știe ce ai tu în sala Grajdului sau în unde a avut el o ori mașină, un flex sau ce mai avut acolo. Vezi la ce da, cam atât am de mea. Da. Domnul Vici. Poate ați văzut că și săptămâna trecută și săptămâna asta am umblat pe sat după gunoaie. Am mai sunat pe unii domni consilieri să ne ajute că n-am putut să ne ducem pe sate. Asta am umblat din poartă în poartă, apropo de gunoaie, bani, poate ni vede și oamenii pe sticlă. Și acum dă să gândește să plătească, ca să nu-i năcăjească pe ceilalți cetățeni care sunt plătitori de bună credință și au plătit gunoaie. A doua treabă, am avut o discuție de principiu cu părință, cu ființe parui din cheia noastră. De, într-o ședință anterioară s-a discutat de cimitirul de la... deasupra de la Ronda de acolo. Și a apărut o problemă și la ei diferite culte care vor să îngroape pe în curții la lor, așa, așa. Plus că e cimitir vechi și poate dacă la anul sunteți de acord să prindem tot în împrejmuire sau să îngropăm pe alții care n-au unde să îngroape. Domnul Vici vrea să spună altceva, dar să completeze un pic. Eram discuții cu cei de pe stilul vechi, care mai sunt lucruri doar la noi în comună. Ei, de regulă, au avut și au aprobare de la cimitirul de la Vidar, undeva într-un colț acolo. Iar, din nu știu ce motive, acum două săptămâni, lângă părinților acolo, s-au mormântat un spânzurat, un Dănilă de la Bădare. Și a ieșit o întreagă că de ce, dacă tot li s-a dat lor ei, de fapt, au o aprobare de la Patriarhie de la Roma, episcopii sau cei acolo, de la episcopii de la Roma, să le dea un colț. Ei, acum am înțeles că preotul nu vrea să mai primească sub nici o formă. Eu m-am interesat vis-a-vis de cimitir, cimitirul nu este a nostru. Este a parohiei. Și deja e o problemă socială. Dacă preotul nu mai primește, nu poți să lași nici oamenii. Am venit la Maritea Bacosului Parohiat. Maritea Bacosului Parohiat și nu a preotului. Evident. Treaba Consiliului, dar nu cred că Consiliul Parohiat face ceva fără să fie preot. Eu am apărtat o discuție și cu protopopul. Și noi am zis în felul următor, dacă nu fac serviciile la noi, nu-i primim. Punct. Am spus oamenilor, vă mormântați cu preotul de aici sau nu am gândit de religia asta. Suntem ortodoxi, dar pe alt. Acum am rămas să facem treaba asta. Lipsa toleranței este de neînțeles.
singurul cimitir din zona noastră, pot să-i spun, care unde se pot înmormânta diferite secte, diferite religii la un loc, este cimitirul de la Unii. Restul toate cimitirilor sunt a parohiei respective, a catolicilor, ia, primiți pe altcineva, părinții poate să primească pe altcineva, îl întreb, nu știu. Nu știu nici eu. Și nici eu nu știu dacă sunt în măsură să mă duc să dau ordine în felul ăsta. Că la Căiuț nu mai sunt locuri. Deci nu mai este loc, nu mai am așa. Și de aici, până în discuția asta, unde este? Să vii și care se duce la Ronda. Tot a fost discuția în ședință. A fost discuția în ședință. Dacă ai fata, să știți vă acolo, la Căiuț nu mai sunt locuri, nu se duce. Terenul ăla de la Costa Casemă, pe programul Sfântul Gheorghe. Biserica aia a ajuns la 1900, după care s-a făcut biserica la Prada, la Brida. Nu-i revendicat terenul ăla? De cine? Nu știu, de urmaș, eu știu de... E pășune. E pășune. Da, nu are cum să fie revendicat, deoarece biserica care i-a spus bine, ea, dacă, din cunoștințele mele, la un moment dat aparținea chiar de Casa Rosetti. Acolo să spunem. Nu, e biserica ridicată de la Scaraghi Rosetti. La Scaraghi, care a pierdut toată averea la fondul rural. Care... Că fondul lui rural, atunci ai avut toată averea. Să spune, deci, atunci când s-a făcut biserica la Vidar, și dintre mormite s-au mutat. Sau da, s-au mutat, i-au mutat, s-au mutat și mormintele la... Bineînțeles că dacă s-a făcut biserica la Vidar, care a rondat toată zona aceea de la Rateș până în Vidar, da, 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 da. S-au mutat osemintele. S-au da, mutat. Da, exact. Aia au început să se îngroape acolo. Dar mă refer așa, dacă noi revendicăm Castelul Rosetti, nu există aceeași situație și pentru terenul ăla, cineva să revendice cimitirul ăla de acolo? Nu are cimitirul. Are vreo valoare istorică cimitirul ăla? Istorică, da. Istorică are, nu. Ce, e vreo piatră funerară acolo? Mai sunt istorică. Adică eu fac analogia cu cimitirul evresc, acolo și sunt niște pietre funerare, de arhitectură deosebită, care, n-ai voie să te legi de cimitirul evreiesc de acolo de pe Rateș. Da. Asta de aici, eu n-am fost niciodată, sincer. Sunt niște pietre, niște urmări, niște, chiar și o fundații, niște cruci, să mai cunoaște pe acolo undeva. Niște pietre criticate, niște pietre. Sunt diferite forme, da. Mai atunci să... Să fie un fel de, să spun, de refugiu, pentru cei care doresc mai multă liniște în cimitir. Vă sigur, după decât că acum este... Și ei sunt gărțoască. Nu știu dacă nu mai putem să o puțin mai aprobare să-mi dacă facem cimitir acolo de mormântat oameni. Părerea mea este pentru cei pe stil vechi, au biserica la intrare în pralea pe stânga care s-a făcut. Putem face niște demersuri pentru un punct acolo, în dreapta, la Zătreanu, mai sus, unde... Și eu m-am gândit, domnul Durlan, nu se poate. De ce nu se poate? Acești cetățeni care avem noi în comun nu sunt pistilul vechi care eu, doar știți? Da, indiferent de cur, domnul primar, trebuie să le asigurăm. Păi da, dar nu recunosc cine nu pe aia pe vechi. Cine alții pe vechi. Deci, i-am vrut să-l aduc pe aia mai mare a lor, să-l pun în legătură cu preotul, să facem o negociere, o discuție. Hai ca să-l înțelegem, e normal, ca să ajungem la un consens. Și domnul, stai că noi nu suntem cu... Domnule, este așa. Sunt cu ăla, nu știu de unde, la Comănești. Da, da, două familii așa, două sau trei. Ritul vechi. Este cult admis? Acest cult despre care vorbiți, este admis? În România nu. Nu e recunoscut în România. Dacă una să fie recunoscut și alta să fie admis. Admis este pentru că funcționează. Vezi cu 13 zile în urma ortodoxă, pentru că s-a făcut corecția la 900. Oficial nu sunt recunoscut în România. La 925. Și s-a făcut o corecție cu și eu spun că nu voi de toată familia Davineștilor, să rudre bunicilor mei. Dacă fiecare biserică are cimitirul ei, biserica ortodoxă are cimitirul ei, biserica catolică are cimitirul ei, putem face un cimitir comunal cu unii se acceptă cu toți. Fiind ești musulman, fiind ești orice. Nu cred că sunt, nu putem să obținem noi avizii, deci facem cimitir. Nu ne spuneți acolo la biserica Sfântul Gheorghe. Noi spate la unda, de ce nu? Aia despre depășit în moment, e treaba preotului. Da, da, ne-am abonat aici. Ne-am abonat la... Alte probleme. Domnul Bătruț. Cum vă-i, mai altă întrebare?
Am fost într-o seară la magazin, m-am luat așa pe jos, într-o seară frumoasă și vreau să vă zic că prin Popeni pe acolo, pe la cercul cu o viteză extraordinar de mare și microbuzele și mașinile astea care cară material de mnos și mașinile mici, mă gândeam dacă n-am... Și mașini parcate, pe stânga și pe dreapta. Mă gândeam dacă nu putem sau să vorbim cu cei de la drumuri să pun niște limitatoare de viteză. Sau o grămadă de copii pe stradă, o grămadă de animale. Mă, trebuie niște... niște limitatoare de viteză sau ceva ca să nu mai... Adică dă o dată. Exact, niște... De oprirea vitezei. Să circul cu o viteză extraordinar de mare. Se întâmplă ceva. Au fost, la un moment dat, cei de la rutier să stopați la un moment dat viteza și... Dar acum e... No, dar trebuie făcut niște duni de alea, din beton, ceva și... Da, cred că trebuie să vorbim cu cei de la drum. Sunt foarte mulți copii, pe stânga și pe dreapta, și odată o să întâmple ceva, deci se va întâmpla. Plăc mașinile parcate care... Iar o problemă ce e cu transportul în comun. Și aia circul cu viteză, au trecut într-o zi la mine pe față, au sărit canalul ăla... Nu se circul așa cu persoane în mașină, ai 20 persoane, era cu circul cu 80. Nu, prea la ședința anterioară a fost problema că sunt praf mașină. Mai ce cum ești cu tine. Până și voi bine cu tine. Pentru că domnul spunea că la bani merg cu viteză, la dea mare cum. La dea ce mi-e viteză. La dea nu vom tinge. Da, dacă cineva... Da. Și mai spune cineva la cuvânt? Da, vă mulțumesc. Păi ați vorbit. Cum ați vorbit la domnul Zolan? A trecut. Eu n-am... Aveți cuvântul, domnul Sără. Păi dacă nu vă știu mai ordinea, nu-i vina mea. Nu, dacă... Da, nu cine, cine. Aveți cuvântul. N-am vorbit la materialele puse în discuție, am spus că vorbesc ceva, am depunctat la diverse aici. Și aș vrea să îl rog pe domnul primar, dacă duce mâine la ședință, să ridice două aspecte la contractul acesta cu gunoaiele. Eu cred că este nu un viciu, este un grav viciu de juridic, pe care cei de la Romprest ne l-au impus nouă, adică dumneavoastră primăriilor. Și anume, plata per capita este un abuz. Comuna are 5252 de locuitori, deci trebuie să aveți în plată 5252 de plătitori. Nu? Așa, asta a fost plecare, baza, ipoteza de a face contract. Dar în timp noi am mai scăzut. Păi trebuie să scadeți. Nu puteți să puneți toată suflarea la plată. Nu. Am pus, toată suflarea este pusă la plată. Păi nu să... Dar suflarea efectivă pe care mai avem acum în comună, că ținând cont de ce ai plecat în străinătate și de ce dați cunoașterile... Dar nici pe aia nu vor să îi accepte. Am scăzut. Suntem acum în jur de 4.000, de la 3.300 ceva în jur. 4.000 a fost la început, vă spun că de atunci când eram 4.400. Nu e mult, să nu primesesc în fața celor efectiv care sunt. A doua chestiune care trebuie cu mai multă insistență. Domnilor, puneți-vă oameni în comună care să vă adune banii, domnule. Ce servicii? Ce servicii să-ți fac eu dumitare prin contul primăriei și eu să-ți fac dumitare serviciu, dumneata asta e bine mersit la Bacău. Sau unde Dumnezeu are el să. Domnul să dăm un spațiu aici să vină. Dați voie să fac o paranteză. Asta e un punct, da? Al doilea punct. Că, al doilea punct este legat de sintagma pe care a folosit-o domnul Orheanu, oportunitate și necesitate. Sintagma care cred că trebuie să fie metoda de lucru a Consiliului și a Primăriei. Și aș dori ca pe 2018, când vom face proiectul anului 2018, să avem în vedere strictul necesar de care are nevoie Comuna Căiuți. Nu ne mai întindem cu proiecte de astea futuriste care nu vor fi executate nici măcar dacă am reușit încă 3 mandate să ne aleagă cetățenii, nici măcar în 3 mandate nu le putem face. Dați un exemplu de lucru. Ce proiecte să faci
Să te încadrezi și la bani, la banii care ai. Vreau să vă spun. Și să faci să... Banii... Nu, vorbim de un buget. Banii sunt metoda dumneavoastră de luptă. Atragerea banilor este strategia dumneavoastră de luptă a primăriei. Deci aparatul din primărie, și aici trebuie să vă recomand că așa este bine, să schimbăm un pic viteza de reacție în primărie, pentru că v-am spus mai de mult așa între patru ochi, între Botoșani și Căriuș, nu este nicio diferență. Acolo se merge cu viteza încet și aici cu viteza încet. E vorba de șâul acesta care încet și aici încet. Am văzut că la schema aceea dumneavoastră de aparat al primăriei sunt o groază de interdicții pe care le-ați spus. E normal să fie așa ca lumea să respecte Constituția, legile și jurământul pe care îl depun la angajare. Dar cred că cei care se disting în activitate și mai ales au o loialitate sinceră față de instituție, ar trebui să găsiți și stimulente de, adică motivații de a stimula oamenii. Că numai cu interdicții nu este bine. Și un alt aspect pe care vreau să vi-l ridic astăzi, am fost sesizat că a dispărut camera de la drumul Hiltiului. Este adevărat? El a reparat. El a reparat. Da. Sunt oameni care, probabil că și sigur sunt în vecinătatea drumului, care mi-au adus la cunoștință că zilnic foarte multe mașini ies cu lemn de stejar din zona Hiltiului. Și leagă dispariția acestei camere cu un interes anume de a nu fi înregistrate aceste transporturi de lemn. Dumneavoastră analizați și vă rog să vă spuneți părerea despre această treabă. Și, și cu închei cu încă un aspect negativ, și anume, același colț de la intrarea în Căriuț reclamă în continuare situația stânei lui Damian Mihai, care viciază mediul ambient, pe care cetățenii de acolo nu-l mai suportă. Durlan. Durlan. Nu, Durlan, da, Durlan. Marian, tatăl. Le-am promis eu că ridic acest aspect în ședință și dacă nu o să putem să rezolvăm, că e la 50 de metri de... Orsâna nu are... arealul ei nu este la 50 de metri de... Minim 300 de metri. Minim 300 de metri. Păi să o ducă la minim 300 de metri. Să vină tu mai acolo sus, la bădică, acolo e 300 de metri, pe isla zonă. Le fac eu o sesizare, fac eu o sesizare către mediu și către Direcția de Sănătate Publică. Cu asta am terminat. Mulțumesc frumos. Domnul Durlan, aveți cuvântul. Inițial, când și-o problema ca să și domnul Mateș și domnul Sârbu cu gunoiul. Eram ieri, chiar și astăzi, și astăzi chiar v-a spus, tantinuța Roșcan, neatuța Lucurile, când erau cu patru femei, care spuneau că au plătit pe tot anul gunoiul și nu beneficiază de servicii. În discuții erau că de la anul nu vor mai plăti. Efectul negativ al acestui bumerang este că cei care au plătit ambiționează, oferindu-le serviciu, nu vor mai plăti la anul nici ei cum plătesc ceilalți. Am vrut, am zis, să fac o paranteză când vorbea domnul Sârbu și am înregistrarea și acum domnul primar actual era viceprimar estimator. La ședința de la Bacău, când mi-am pus în cap toată direcția, am ridicat problema lui domnul Sârbu direct. Eram eu, primarul actual, atunci, primar Onești, Monești Dărmănești, când am spus, domnule, nu este legal ce faceți să impuneți taxă, ca și taxă, noi să impunem Consiliul Local taxă de gunoi, să o strângem noi, să vă dăm banii.
Pentru că astăzi la societățile comerciale care au contract, vin și îți ia. La oameni nu ia. Dar dânsii ce o să zic, ce să-ți carpini ei când poate să carpini cu mâna Consiliul Local? Și atunci mi-am făcut dușman. Și astăzi am înregistrare, așa am fost un fel de oaie neagră. Ce le-am spus atunci în ședință, mă bucur nespus azi, că ei să mai văd. Că s-a întâmplat ce le-am spus acum 2 ani. În ședința de la Bacovac, s-a venit domnul Vizitor, v-a spus că vă era rușine, că chiar țipam. Era o dumneavoastră filmată, erați. Da. Deci, nu este normal ca noi, sau domnul primar să stea să-și facă griji, să murdărește comuna, sau noi ca și Consiliul suportăm să vină oamenii să critici, pentru că ei și-au bani, pe ce, pe munca noastră, să trimiți casierul meu, polițistul local, să mă doare capul să strâng bani, să-ți dau ție bani. Sau să iau bani din bugetul local până acolo, până la urmă, cred că se va ajunge acolo, dacă nu vreți să scăpăm din mână hățurile cu gunoiul, că ne va umple într-o lună, că este enorm de mult, o să trebuiască să facem un subterfugiu din ăsta, să putem să ne aliem, să întâmple asta. Dar eu, părerea mea, să susțin și acolo să vină, e societatea lor, să-și facă treaba lor. Să ducă la fiecare cetățean, să-i facă contract cu penalități, să-i să ducă omul lui. Să se ducă cu omul lui și să încaseze gunoiul. Pentru că, să vedeți, la noi să ne lovim mai tare din neplata gunoiului. Un alt aspect, așa ca o părere, că am trecut prin administrații, poate o să trece și alții și actualul primar, vorbeați de oportunitate. Să zic în comuna Căiuți, tot ce nu există și se face este oportun. Și vă spun de ce. Cu aceste proiecte, că nu se știe, și care le-a depus domnul primar acum, nu poți să știi sută în mii că ele se finalizează toate. E proiectul cu Târâși Grepuși cu groapa de gunoi din 2009. S-a finalizat în 2017. Proiectul cu asfaltare drumuri comunale. Am muncit un an și ceva înainte, în 2016, mai ne s-a aprobat și sunt acum în mai, să spunem, cum a spus domnul primar, că poate se va lucra. Deci după încă 2 ani de frecuș de muncă, ca să poată să obțină să face o lucrare de 1 milion de euro. Vă aduceți aminte drumul la Hăltiu. În anticampania din 2012, promiteam, și când s-a făcut? În 2016. Deci să știți, un proiect de 1 milion de euro, sau un proiect de o anvergură, nu e un proiect care... Îl vorbim acum în noiembrie, că facem bugetul, se realizează în 2018 sau 2019, niciodată. Proiectele mari sunt de lungă durată, de 3-4 ani, așa, se duce un mandat. De asta spune, că ei bine, pui un primar, lasă măcar 2 mandate să vezi ce face. Pentru că, efectiv, cât din pun și cât de tare, nu există timpul efectiv ca să se facă. Dar apare o virgulă nepusă la un nou control la AFIR. Că pe AFIR proiectul ăsta de fonduri europene, nu are treabă cu NDR, eu suntem 21 de comune, care am prins atunci banii aia. Deci, nu-i chiar așa simplu să spunem că nu se face și ești. Eu, unul care a fost primar, mă simt, cum să spun eu, dezumflat așa, să spună că în Căiuți și merge. Nu e adevărat. Că comuna Căiuți e o comună destul de mare, iar astăzi dispune de 70% apă, canal, canalizare, tot ce este nevoie. Școli reabilitate, ajutoare la biserici și multe alte investiții. Nu este adevărat că nu s-a făcut. Înseamnă că nu cunoaștem comuna, dar comuna, fiind cum a fost în 2004-2005, nu poți să faci în 12 ani ce nu s-a făcut 100 de ani. De ce să nu fie realist? Mai aveți ceva de adăugat? Atâta. Ar fi și domnul viceprimar cu un pic cu iluminat. Mai sunt pe aici două, trei vechi, o parte din urmă. Da, nu asta era. Deci eu... Și mai zic ca un sfat prietenesc, încercați cu poliții, cu cine e pe cei care n-au plătit gunoi, pus presiune pe ei. Cât de cât, că dacă nu, ne umpli de gunoi. Și o să intrați într-o situație bunească ca executiv, din care nu o să puteți ieși. O să ne umpli. Eu v-am prezentat situația. Suntem la 100 de milioane, mai mult de atât nu putem și efectiv sunt la cei care sunt la poartă și e greu de combătut. Dar cine sunt restanțieri ăștia? A, asta, dacă vrei, e clave. Deci zone așa care spun. Cei de peste linie? La fiecare sat, la fiecare număr de poartă care a plătit, la fiecare proprietate. Deci nu, că... Și mergem să batem în poartă la fiecare. Primar, în afară de gunoi, că uite, era să uit, dacă dați, vreau să vă propun să ne ajutați în sensul ăsta. Haideți să trecem prin Consiliul Local cu o propunere vis-a-vis de ajutorul social, vreau să spun, în care să creăm un fel de mercurial. L-am avut în minte, n-am reușit să fac,
să dea Dumnezeu să faci dumneavoastră. Unde eu, Durlan, vin să spun că mâine am nevoie de 5 oameni la muncă. Iar cei care au ajutor social, dacă nu vin și nu au o solicitare de la XYZ, că am vrut să mă duc să muncesc, pe bani să nu-i dăm. Două mâini votez treaba. Deci să nu-i dăm. Haideți să vă propun. Eu vă spun că am în gând și am să fac asta. Chiar vreau să vorbesc cu executivul, dar bine că o spun în ședință. Creiem ca un mercurial și spun, o proie vine și se anunță că joi am nevoie de 3 oameni, Durlan de 5 oameni miercuri. Dacă tu nu vii și îmi demonstrezi că ai fost unde au fost locurile de muncă, n-ai ce să cauți ajutor social. Pentru că, oameni buni, m-am dus acum 2-3 săptămâni, erau 3 inși, sunt cea de ajutor social. Am zis, aveți 3 milioane, haideți cu mine, 3 ori. Oh, dar la munca aia le pui? Îi dai 3-5 membri, ia 7-1 milioane, nu știu cât apucem ăsta ajutor, mai ia complementare, mai nu știu ce ajutor le dă, se duc. Știți că de anul trecut, doamnă secretar, este legea prin care, o spun acum, știi că au și o să vă trăiți cu cere. Mamele care au 3 copii, poate să ceară bani de la 6 milioane 500 la 10 milioane? E legea aprobată. Căutați-o. Nu, nu, aceasta legea cu mamele. Au încercat-o. Da, nu-i. Situația e destul de critică pentru că spuneți-mi dați care aveți nevoie mâine de un om la muncă, nu vin. Nu vin. Deci, vis-a-vis de ajutor social, dar s-a deschis discuția săptămâna trecută, joi am chemat mâinii pe toți. Cei cu ajutor social, i-am spăcat să sunt titularii. Bine, nu, dacă în dosară 12, n-am chemat toți doi. Titularul în dosar. Am avut o discuție mai dură la adresa lor. Și vreau să vă spun că au fost cu ceva rezultate. Adică am reușit de la acești, cu dosare sociale să încasăm impozite și aia de 30 de milioane numai în ziua aia. Și i-am spus clar, să nu credeți că dacă nu vă putem constrânge, vă putem constrânge vis-a-vis de normele pe care trebuie să le facem. Deci fiecare normă acum se pontează exact litera legii, de la ora D până la ora D. Că au de făcut o grămadă de ori și nu vin. Vin să stau prin colțul, trebuie să stai la 2 ești, trebuie să fiu un șef. Efectiv ne zbatem cu ei în toate părțile. Și a venit și problema asta acolo, normal să părerea mea, analizat, să-i convocăm. Iar săptămâna viitoare i-am convocăm pe ceilalți angajații de la primărie care avem ca un sfânt, cum să... Asistență personală. La fel să-i le facem puțin instructaj. Dacă se mai scrie cineva... Dacă putem schimba de asistență socială, era fii la servici, că ești angajat, eu te dimine. Mai anunțați care e stajul ăsta, domnule, să vină să mai ridice din câine așa. E în fabrică o colonie de câini, care ies seara pe ulița asta la fabricii. E pericol pentru copiii ăștia care... Și cartierul este destul de populat. Și acolo, în zonă de centru, dacă te duci mai pe seară, e sat și la mașini. Sar și la picioarele oamenilor. De unde sunt aia? Acolo, în zona domnului Mărcuș, domnul Duran. Știu că javrele astea nu pleacă de la măcelărie. Dar cineva le dă de mâncare și... Toată lumea le dă. Toată lumea. Toată lumea legea să nu mai acuze că e cu mână, cu o comună, cu javre care poți oricând să îți... Domnul Ortean, aveți o prejudicii. Domnule, cu riscul că voi fi acuzat că mă repet în legătură cu gunoiul. În cuvintele colegilor mei s-au spus suficiente lucruri. Eu credeți că lucrul este plecat rău de la bun început, de când a fost contractul respectiv încheiat, domnule primar. În toată inima vă rog, dacă ajungeți la ședința respectivă cu acest stăpân ai gunoaielor, promiteți-ne astăzi că veți încerca, nu știu, dar reușita nu e sigură, veți încerca următoarele lucruri. 1. Renegocierea acestui contract între beneficiarii de drept și de fapt care este cetățeanul și nu oate căiuți. Deci atâta timp cât, mai mult decât atât, renunțarea din punct de vedere a unităților administrative teritoriale de a reîncasa banii respectivi.
Deci e al doilea punct pe care îl propun. Domnul Sârbu spunea, zice, ne-a impus, nu ne-a impus, noi am acceptat domnul Sârbu. Ei au venit cu propuneri și nimeni nu este fraier ca în cauze de contractuale să nu-și treacă cauze avantajoase. Din punctul ăsta de vedere și-au trecut absolut ce au considerat dumneavoastră să le fie cald și bine. Eu, al treilea aspect, căutați să renegociați din punct de vedere al numărului plătitorilor din cadrul comunei noastre, respectiv. Sunt trei categorii. Sunt oameni cu domiciliu stabil, sunt cu rezidență și sunt cu cei care migrează, respectiv pe alte meleaguri. Din acest punct de vedere, eu spun că de mâine puteți să vă apucați, să dați angajaților primăriei respective să facă o situație clară cât mai apropiată de realitate. Nu știu când, dacă veți reuși ca această situație să o faceți până când mergeți la Bacău, la ședința respectivă. Un alt punct, o altă problemă. Cineva spunea de spargere, de camere, de luat vedere și așa mai departe. E drept, sunt bune toate aceste lucruri. În schimb, eu vin iară cu o întrebare retorică, ca de fiecare dată. Când vom intra în rând și noi cu planul de ordine și siguranță publică a poliției locale? Și mă opresc aici cu această problemă. Încă o problemă pe care o ridic. Astăzi, dumneavoastră ați înaintat un proiect pentru acordarea unor fonduri financiare unităților de cult. Retoric, o altă întrebare. Mai este toleranța o virtute creștină? În sensul că, deci atunci când dumnealor, unitățile, reprezentanții unităților de cult, au probleme de rezolvat, e drept, pentru orice, pentru toată comunitatea comunei, vine și înaintează aceste solicitări, iar atunci nimeni nu a venit pe suprafața pământului că s-a născut ca brut și nici nu moare când vrea. Dacă se pune problema ca înhumarea unui concetățean de nostru, la urma urmei, indiferent de ce cult este el, și până la urma urmei, înainte de 89, știți, erau 12 culte admise și câteva tolerate, așa, patru altele tolerate cu oare. Nu are nimeni dreptul să ne oblige să avem un cult sau alt cult. Avem dreptul fiecare să ne alegem. Iar înhumarea și dreptul a fi înhumat cu veci acolo undeva, dacă se pune la ora actuală de către reprezentanții ai culturilor această problemă, că nu îl primesc în cimitirul respectiv, că e de, nu știu ce, cult, de cultul nostru, este total greșit. Fapt pentru care vă rog să nu acceptăm acest lucru, la urma urmei, cum vii în fața mea și mă rog ca să te ajut, să te sprijin într-un lucru, să tu nu dai dovadă de toleranță, mă repet, toleranța e trâmbițată de multe culturi, ca fiind virtute creștină, pentru cei care sunt creștini. Nu se poate. Cât despre, asta o consider, și un alt coleg de-al meu spunea cu acest înființarea de noua mercurialului, eu spun un ghilimel, oficiu forței de muncă locale. Deci, dar până la acel oficiu al forței de muncă locale, au OFM-ul cum e la nivel județean și mai departe, să-l înființăm și noi. Iar dacă puteți, în foarte scurt timp, reactualizați listele beneficiarilor la 416, dați-ne tuturor consilierilor și la urma urmei, când se întocmesc dosarele de acordare a acestor drepturi de către aparatul dumneavoastră, țineți cont și de propunerile noastre și de analiza pe care o facem asupra celor care înaintează astfel de solicitări. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumesc! Da? Aveți suport, domnule. La treaba cu o femeie sau ce agenții de forță de muncă să realizăm. Ca mercurial este bun unde eu vin și pun ce cer ofertă înregistrată sau nu vezi o modalitate într-un registru separat la primărie ca să știi că 20 de ani am cerut
oameni care avem de muncă și domnul primar știi, băi, ați fost vouă să merg la ei și eu vin să spun și plătesc impozit. Da, deci facem un proiect de hotărâri și punem la vot, la dreapta și ne rezolvăm problema. O altă problemă, dacă dați voie să termin ideea, una, a doua, chiar le rog dacă sunteți de acord. Dacă... Continuați. Dacă vreau să-i răspund cu Mercurialul, dar mă e filmat. Dacă doriți să sunteți de acord pentru ședința viitoare, chiar aș propune executivului lui să ne prezinte o situație cu cei de la 416 și chiar să tragem noi peste ei. Da. Vedem ca dozare și de ce nu. Chiar să ne spunem părerea fiecare dintre noi ce zici la Mărturești și fiecare parte. Domnul, vorbește cu colegul nostru. Bisericuți, mai ce zic? Fără probleme, lăsați că și eu intru, am auzit și nu mă zic. Păi, noi v-am ascultat, mai țin care vorbesc, cine mi-a ascultat? Domnul Durlan, că e... Supune-l la vot, e clar, supune-l la vot. E bursa muncii, ce spune domnul Durlan, și bursa muncii poate să în comună a căinut. Supune-l la vot. O putem rezolva cu 416, așa cum spune dumneavoastră. E ca o ofertă. Supune-l la vot, care e să ai ăsta. Să facem un proiect de hotărâre pentru asta. Da, haideți să încercăm. Dacă tot vreți să facem ceva, facem hotărâre să la minister ca să închidem măsurile sociale. Sunt propuneri deja de la scăpânirea de sus. Păi haideți să facem și noi, să să punem umăr acolo. De exemplu, am citit. Haideți să analizăm dosarele care să nu iese nimeni împotrivă, să-i se dea ajutor social celui care efectiv îl merită. Propunerea a fost ca dar în momentul când se lovește de criza forței de muncă, păi sună-te Dumnezeu, ești bun, trăiești la muncă, 1.800.000, câte ziua de muncă, trăiești și muncești, ia 20 de milioane. E 6 milioane. Cred că ați mai văzut și alții de aici. Au fost un reportaj la știri, acum vreo săptămână sau două, într-o comună, n-am reținut comuna, primarul i-a tăiat ajutoarele sociale. Comuna Ștefănești, Lăzul Botoșani. În același timp, probabil, primarul a fost la înțelegere cu acei asociați, s-a înființat o asociație care angaja oameni. În momentul în care îl trimitea să angajeze și nu putea, îi tăia ajutorul social. Așa să ascultăm cu colegul. O televiziune, nu mai știu care, au luat interviu la câteva persoane care s-au angajat acolo. Și le spuneau în felul următor, dacă nu li se tăia ajutorul social, niciodată nu s-ar fi angajat. Pentru că s-au învățat să se tăia acasă. Deci au recunoscut ei, au spus ei lucrul ăsta. Domnul Laurențiu, cu 2 lei la chiu, cu un leu pâinea și cu 5,5 kg de pulpe, dacă ea ați trece 12 milioane cu copii, cu toți, nu, îți vine 100 de ani la muncă. Cu 10 lei plac cu mangă, din prăjitul și cu mâncare. Discriminare. Marinela, nu știu cum mai cum este, marinela care le face actele de social, cu studii superioare, avea vreo 12.500 de 1.000 acum are, da? Avea 12 milioane de lei leafă, da? Deci cu studii super funcționare. Și o familie cu 5 românași așa, ea 15 milioane de lei stătea în casă. 8.8. E mai dă drept la copii, mai dă bani la școală, mai dă rechizite, mai dă ajutoare. Să zile, am tot de drept. E nedrept. Haideți să... Le dăm de prin foc cu prețul și că e ajutoare. Vreau să vorbesc tu. La cel care zice și vine, vine în altul drept. Atențiune și sunt doar concluziile. Să mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Marcuț. Dacă nu am eu ceva de spus, vreau să apreciez efortul prin Popin. Vorbiți în engleză. Unde ați pavat acolo, spre Casa de Apă. Dar în aceeași fază mai sunt încă 3 poziții din făcut, tot în stilul ăla. Dacă vreți, o oportunitate. Da, una ar fi la Marinești, la Bidar, a doua, dincolo de punte care urcă la doamna Condeiești și a treia în satul Boiștea. În satul Boiștea, în banta aia, iarna, nu, decât e cu elicopterul poți să ieși. Dar cum ați făcut la Blindar, acolo la Popeni, mai exact, se poate face și în punctele astea trei care le-am spus. Studiu de oportunitate. Nu, a spus la modul serios. Nu. Lăsați-mi vorbesc, că nu vorbiți dumneavoastră.
Nu alea două, nu-s prioritate, prioritatea e aia de acolo. De ce mă întrerupeți? După aia v-am zis, v-am rugat să vă ascult, dar... Ești un pizat umidar și n-ar... Păi înscrieți-vă la pungă și vorbiți, nu mă întrerupeți, că îmi pierd memoria. Da. Dar v-ați decăpătatul? Cred că mă ajută puțin mai mult ca tine. Asta e ceva. Da. O, când vrei. Brigada artistică n-a... Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Dacă nu, noi stați cerințe spre dimineață. Suntem, ascultăm. Da, care? Facem mișto, facem mișto. Probabil că v-ați să fiți durnați, vă rog. Da. Aici, la trotuarul care e... Trotuarul care se înfundă la școală. Hai să facem ceva, să putem să mergem acolo. La proprietatea lui domnul... La da, din acum, școală la Antoine. Până acum 10-15 ani era larg, era alergit. Acum, după revoluție, s-a... Da, am mai ridicat oare, mi-a spus că e exact de asta, de proprietate. Eu vă spun, da. S-a făcut documente și dacă are documente, nu-i problemă. Nu, are documente teren, dar vă spun, în vremea, eram viceprimar, vremea domnului Danilă, s-a făcut un acord care li se dăduse niște teren jos acolo lui Fănică, să cedeze aici ca să facă trotuarul, dar nu mai știu. Acolo nu cap două da, persoane, nu cap un mic, este acolo periculos acolo. E și dur, aia ștrangulează trotuarul, domnule. Și e periculos pentru... Periculos pentru stradă. Fac o ofertă, îi plătim, se poate cumpăra. Aruncă mobilii în interes local și gata, 2 metri poate... Executivul poate să analizeze și se vadă. Dar vă spun ceva, ei s-au întins până spre școală. Dacă se măsoară proprietatea, vedeți că au mai mult și se poate lua de acolo. Păi ce vrează diferența la porțoarea și o rezolvăm. Școala nu va intra pe terenul lor? Nu, nu, nu. Și o laudă și o critică, domnul... Ce s-a făcut pe vremea lui Ceaușescu? V-am lăudat acum că și critică. Săptămâna trecută la ședința anterioară, v-am rugat să-l dați un autogre de pistea. Eu am zis, eu am auzit. Drumul e praf, sub orice formă. Mai mare. În primul rând, nu este timpul favorabil ca să lucrăm. A fost favorabil. Săptămâna asta nu cred că a fost. A fost. Tot a fost. A fost joi, vineri, sâmbătă, luni, marți, a fost bine. Asta-ți dați unul din alea 5, domnule. Și în al doilea rând, noi nu avem autogrederul la primul de aprilie. Dacă l-aveam, cu cel mai mare plăcere. Păi bun, nu avem, nu avem. Și ce faci? Dar avem contract de închiriere cu Marțină. Da, mă, în baza unui contract. Când a luat voturi peste apă, ați promis că va fi bine. Nu, e invers. Tot lumea spune chestia asta și nici nu mă îngrijorez. Eu a doua oară v-am luat curiozită, a treia oară la momentul ăsta m-a zburat degeaba și nu se poate băga autogrederul în momentul ăsta. E moale, nu îți bai degeaba. Acum e moale, dar a fost tare. De se putea. Mitrea trecut, în luni, bază, nu e. Care e două profesii? Peste apă. Peste apă e până la Dorina lui... Nu, până la boiște arăzească aproape. E asfaltat. Și boiște face parte tot din comuna Căiță. Ce vrei, ce nu face parte tot din comuna Căiță. Și Floreșu. Da, eu mi-am făcut datoria, cred. Executivul îi duce la neîmplinit, îi duce în omul. Ce clar, ce zița închis.